Iubiți credincioși, Hristos a înviat! Această a doua zi, rânduită de Sfinții Părinți să prăznuiască învierea Domnului, ne pune înainte un text care se află în continuarea textului citit în cadrul Sfintei Liturghii din Noaptea Învierii. Este un text din primul capitol al Evangheliei, Sfântul Evanghelist Ioan, și care ne înfățișează un fel de icoană a lucrării Mântuitorului Hristos în lume și a esenței prezenței sale în lume, și anume aceea de a-L face cunoscut pe Dumnezeu Tatăl și să facă prezentă lucrarea întregii Sfintei Treimi în viața oamenilor. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată, ne spune Sfântul Evanghelist Ioan. Fiul lui Dumnezeu, cel unul născut care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Atunci când Ioan Botezătorul a fost întrebat de iudei ce lucrare săvârșește și cine este el, Sfântul Ioan Botezătorul le clarifică înțelesul cu privire la identitatea sa, la persoana sa, pentru că unii dintre ei îi spuneau că El este Mesia, El este Cel trimis să mântuiască din moarte și din suferință poporul ales. Și alții spuneau că El este profetul, un profet care vorbește despre Mesia. Ei bine, Sfântul Ioan Botezătorul vorbește despre sine, trimițând, de fapt, la cine va fi acela care va mântui lumea și care este deja în mijlocul vostru. În mijlocul vostru se află acela pe care voi nu-L știți, spune Sfântul Ioan Botezătorul. Sunt cuvintele pe care Ioan Evanghelistul le pune în textul citit astăzi. Cel care vine după mine, care înainte de mine a fost și căruia eu nu-i sunt vrednic să îi dezleg cureaua încălțăminte. Textul acesta ne trimite cu gândul la vedere, la vedere și la credință și la raportul dintre ele. Pentru că mai întâi ni se spune, pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată, și această afirmație este valabilă. O întâlnim și în Vechiul Testament, mai ales în episodul în care Moise, ca un drept ce călăuzea pe poporul ales, îl roagă pe Dumnezeu să încuvințeze, să-i vadă fața. Și Dumnezeu îi răspunde lui Moise, nu poate ca cineva să vadă fața mea și să trăiască, să fie viu. Și Sfântul Ioan Evanghelistul întărește această afirmație care este prezentă în tradiția și în textele Vechiului Testament. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată. Și totuși, așa cum ne spune imediat versetul care urmează, Fiul Lui, Cel Unul Născut, care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Și atunci, cum este posibilă cunoașterea fără vedere? Pentru că pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată, dar totuși Fiul Cel Unul Născut, care este în sânul Tatălui, L-a făcut cunoscut.
Nu este greu să înțelegem faptul acesta că vederea ne ajută să credem unor certitudini mici în cuprinsul vieții obișnuite. Și pentru cine nu vede, celelalte simțuri îl ajută să se încredințeze asupra unor fapte. Chiar școlile noastre din modernitate și din postmodernitate, dar de-a lungul timpului au funcționat după acest principiu, trebuie să vezi ca să crezi sau să verifici cu propriile tale simțuri acolo unde este posibil. Și de-a lungul timpului suntem cumva încredințați că acesta este un mod obișnuit de viață și folositor, pentru că adesea ne ajutăm de simțuri ca să ne construim convingeri. În cazul acesta avem parte de o vedere care hrănește o credință anume. Nu e vorba de credința în Dumnezeu. E vorba de credință cu privire la unele fapte care s-au petrecut într-un anumit loc sau de a vedea pe cineva care a venit și de a-i vedea expresia feței pentru a vedea dacă putem crede cuvintelor lui. Și vederea în cazul acesta ne ajută. Uneori ceea ce vedem pe chipul cuiva contrazice ceea ce spune acela. Și cumva ne încredințăm că este adevărat sau nu este adevărat ceea ce spune după felul în care ne ajută ochii să vedem. În cazul acesta, vederea ne hrănește credința. Credința cu privire la un fapt, la o realitate, la autenticitatea ei. Dar nu la această vedere se referă cunoașterea pe care Fiul lui Dumnezeu, cel unul născut, care este în sânul Tatălui, a făcut-o posibilă odată cu întruparea. Este foarte reprezentativ acest lucru. Atunci când Sfântul Ioan Evanghelistul ne spune că pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, vederea este vederea cu ochii. Iar atunci când versetul ne spune Fiul lui cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut, această cunoaștere este o altă cunoaștere decât aceea pe care noi o avem întărită de simțuri. Într-adevăr, nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu cu ochii fizici. Am văzut pe Fiul lui cel unul născut făcut om și am privit umanitatea lui, nu dumnezeirea lui. Umanitatea lui înveșmântând această dumnezeire a lui, acoperind și descoperind în același timp dumnezeirea lui. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne vorbește despre lucrul acesta. Dumnezeu, creând lumea, s-a ascuns și s-a făcut pe sine cunoscut în același timp. S-a ascuns pentru că El este mai presus de lumea aceasta și nu trebuie să fie confundat cu lumea aceasta. Și s-a descoperit pentru că tot ceea ce a făcut spune ceva despre Dumnezeu, despre înțelepciunea Lui, despre bunătatea Lui, despre unitatea Lui, despre diversitatea care este ascunsă în Sfânta Treime, pentru că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei persoane distincte. La fel s-a întâmplat și în cazul evenimentului întrupării. Arătându-se nouă ca om, Fiul lui Dumnezeu s-a și ascuns, s-a și făcut descoperit lumii. S-a ascuns pentru că nu este un om obișnuit, având doar trup și suflet, ci este și Fiul lui Dumnezeu. Nu este doar cel născut din Fecioara Maria, ci este și cel născut din veci, din Tatăl.
Nu este cel care a fost doar pus în mormânt sau care a fost răstignit, scuipat, batjocorit. Este și acela prin care și pentru care s-a făcut întreaga lume, întreaga creație, întregul univers și omul și toate cele pe care le vedem că există. Deci, atunci când Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și s-a arătat nouă ca om, ne arată și în același timp ne ascunde umanitatea Lui și respectiv dumnezeirea Lui. Și Biserica, în mărturisirea de credință, le pune pe ambele, spunând că Fiul lui Dumnezeu, cel născut din veci din Tatăl, s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi și pentru a noastră mântuire, cum pomenim de fiecare dată în cadrul Sfintei Liturghii și nu numai atunci când rostim crezul. Deci există o vedere care hrănește credința, credințele particulare, dar nu aceasta este credința în Dumnezeu și nu aceasta este vederea la care se referă textul care ne spune că Fiul Lui, cel unul născut, care este în sânul Tatălui, l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu. Este posibilă cunoașterea lui Dumnezeu prin credință. Credința este aceea care ne ajută, ne înalță, ne sensibilizează, ne face capabili să întrevedem pe Dumnezeu pretutindeni în creație și în viața noastră, ascuns și descoperit în Scriptură, prezent și lucrător în biserică prin Sfintele Taine. Aici avem parte de o credință care este vedere mai presus de vedere. Această formulare aparține Sfântului Grigore Palama, care a spus că credința este o vedere mai presus de vedere, în sensul că omul, prin credință, vede lucruri pe care vederea lui cu ochii nu este capabil să le sesizeze. Credinciosul vede mai mult decât omul obișnuit. Are doi ochi, în afară de ochii cei pe care îi are, ochii fizici. Mai are un ochi al minții și un ochi al inimii. Și cu ele, cu aceste două puteri, mintea și inima, cu acești doi ochi tainici, activați de credință, el vede lucruri mai presus de vederea fizică. Un om obișnuit se uită la Hristos și vede omul, omul miraculos, omul puternic, care a săvârșit minuni și care a spus cuvinte ieșite din comun. Credinciosul îl vede pe Hristos ca om, dar vede și dumnezeirea Lui, dumnezeirea Lui fiind posibilă prin vederea dată de credință, care activează alt ochi, ochiul minții, și un alt ochi, ochiul inimii, și simte cu inima și vede cu mintea căldura și lumina din prezența și din lucrarea lui Hristos, și simte și vede că sunt Dumnezeu în lucrare, Fiul lui Dumnezeu făcut om. Aceasta este vederea mai presus de vedere pe care ne-o dă credința. Deci am putea să spunem că în această privință există o credință în Dumnezeu care hrănește o altă vedere. Vederea aceasta lăuntrică. Aceasta este cea care răstoarnă cumva existența vieții obișnuite. Un om obișnuit se călăuzește de vedere, de vederea ochilor fizici, ca să-și construiască micile credințe de peste zi, iar omul credincios își hrănește prin credință o altă vedere,
vederea aceasta lăuntrică prin care vede ceea ce este nevăzut și ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu, Cel pe care nimeni nu L-a văzut vreodată. Pentru că îl vede pe Dumnezeu prin credință în Fiul Său făcut om, care este în sânul Tatălui și în același timp în lume, care este în mormânt cu trupul și în iad cu sufletul și în rai cu tâlharul și pe tron alături de Dumnezeu Tatăl, ca un Dumnezeu desăvârșit ce este. Deci credința ne împinge capacitățile noastre de vedere dincolo de ochii fizici, împuternicindu-ne mintea și inima să vadă și să simtă lumina și căldura iubirii lucrătoare a lui Dumnezeu în lume, și prin aceasta noi ne construim alte convingeri față de convingerile obișnuite ale unor oameni care se încredințează de lucruri doar prin simțuri și care nu reușesc să depășească această margine. Ei bine, e foarte reprezentativ acest fapt pentru viața creștină, pentru că această activitate intensă a dimensiunii noastre lăuntrice, mintea și inima, luminate de credință, sunt esențial legate de ceea ce suntem și de ceea ce devenim. La ce este atentă mintea noastră și cu ce anume se umple inima noastră, reprezintă buletinul nostru, cartea noastră de identitate. La ce ți se duce mintea și la ce jinduiește inima, ne reprezintă cel mai mult. Asta suntem în ultimă instanță. Ce gândim cel mai des și după ce suspinăm cel mai des cu inima, sunt lucrurile care ne reprezintă, ne definesc cu adevărat, pentru că le lăsăm locul cel mai mare înăuntrul nostru. Ca o familie, ca o gospodină care este reprezentată de ordinea din propria ei casă, așa ne suntem noi unii altora recomandați de gândurile noastre și de inima noastră. La ce gândim cel mai des și după ce suspinăm cel mai des. Pe de altă parte, credința și ceea ce gândește mintea noastră și ceea ce dorește inima noastră, nu doar că ne reprezintă, fiind un fel de carte de vizită, ne și transformă pe termen lung. Credința este aceea care poate transforma, poate înduhovnici, poate spiritualiza pe cineva. Și în același timp, gândurile pe care le gândim și lucrurile pe care le iubim cu inima noastră sunt acelea care ne transformă foarte mult. Dacă ne uităm în lumea înconjurătoare, în societatea în care trăim, vedem faptul acesta că cel mai adesea conținuturile minții și ale inimii care sunt puse în circulație prin televiziuni, prin internet, prin producțiile de cinematografie, prin muzică, prin literatură, nu conțin pe Dumnezeu. Aceasta înseamnă că autorii lor, luând din gândurile lor și din inimile lor, pun în cărțile lor lucrurile la care ei se gândesc cel mai adesea și pe care le doresc cel mai adesea, sau lucrurile pe care ei le evită cel mai adesea, care sunt înfricoșătoare pentru ei. Găsim în cultura și în civilizația noastră cel mai adesea și ochii noștri se întâlnesc cu acest lucru. Ceea ce au alții în mințile lor și în inimile lor. Și nu doar că ei se prezintă pe ei înșiși prin aceste cărți de vizită, dar noi înșine, consumându-le, ne transformăm
într-un fel sau altul. Dacă ne umple mintea de Dumnezeu și inima de lucrarea Lui cea bună, ne transformăm în ordinea aceasta spirituală. Dacă ne umple mintea și inima cu cele ale lumii, ne facem una cu ea. Deci este foarte reprezentativă credința. Credința în general, pentru că ea ne deschide mintea și inima și ne lasă să fim umpluți de acele conținuturi pe care le sperăm, la care reflectăm, pe care le iubim. Sau credința în Dumnezeu, care ne umple de cuvintele Lui, de faptele Lui, făcându-ne să ne gândim, să reflectăm la minunile Lui și să-L rugăm cel mai adesea să ne ajute să depășim viața aceasta a lumii. Un cugetător creștin francez, Pascal, a spus cu multă vreme în urmă, sfârșitul secolului al XVII-lea, deși a murit foarte tânăr, la 30 de ani, a constatat cu o luciditate extraordinară civilizația timpului aceluia, care nu se diferențiază foarte mult de lumea în care trăim noi, în multe privințe. A spus așa, că cea mai mare parte dintre oameni nici nu merg cu credința până la capăt, trăind în conformitate cu consecințele a ceea ce ei afirmă ca fiind adevărat, și nu merg până la capăt nici contestându-L pe Dumnezeu, ca să caute argumente și să cerceteze această lume pentru a dovedi că El nu există. Cea mai mare parte dintre oameni, ne spune Pascal, rămân undeva în postura scepticilor și a necredincioșilor ca forme slabe de viață. Sunt aceia care nu au capacitatea să cerceteze până la capăt lucrurile și să ducă consecințele acestora până în viața lor, până în fiecare din lucrurile pe care ei le săvârșesc. Și lucrul acesta este foarte adevărat, pentru că seamănă bine cu ceea ce noi trăim astăzi. El mai spunea că oamenii nu sunt stârniți de curiozități ca să cerceteze lumea sau Evanghelia și să vadă extraordinarele lucruri pe care ei le-au la îndemână sau care s-au scris despre ceea ce ei ar putea deveni, despre sensul vieții lor, ci sunt absorbiți de vanități, de lucruri mărunte. Și că divertismentul este singurul care poate să îi țină de urât acestui om care nu crede nici în Dumnezeu, dar nu este nici un aprig cercetător și descoperitor al celor posibile argumente că Dumnezeu nu există. Trăiește căldicel, sceptic și necredincios, dar fără să cerceteze cu adevărat aceste lucruri, ca un bolnav care își simte boala, dar nu vrea să o trateze și n-ar vrea nici să fie ucis de ea în același timp. Ei bine, acest lucru este semnificativ pentru că, așa cum știm din Sfinții Părinți, din experiența și din cugetările lor, credința nu este doar un dar de la Dumnezeu. Credința este și măsura unui efort personal. Dacă nu suntem în stare de efort, de concentrată lucrare pe viața noastră, lăuntrică și exterioară, nu vom putea înainta în credință. Sfântul Ioan Damaschinul are un loc în Filocalie în care spune așa, este cu neputință pentru cineva să dobândească virtuțile dacă nu muncește toată viața cu toată puterea, cu osteneală încordată și cu grija de făptuire. Credința nu este un dar doar, este și rodul strădanilor noastre. De aceea, dacă noi participăm la liturghiile din această perioadă și nu resimțim un șoc în ființa noastră cu privire la faptul că Hristos a înviat
și că viața creștină ne propune să trăim în acord cu această înviere, o viață complet diferită de viața unui om obișnuit, care se înspăimântă de suferință și este teamă de moarte, dacă nu avem un șoc al acestei înviere a lui Hristos și nu simțim că ea umple complet de lumină orice experiență omenească, înseamnă că nu avem încă o credință care să ne așeze vrednici în fața acestui dar al lui Dumnezeu. Învierea lui Hristos este evenimentul care ar trebui să îl ajute pe creștin definitiv să ajungă la convingerea că nimic nu-l mai poate întrista cu adevărat, că nimic nu-i mai lipsește din cele esențiale, că tot ceea ce are nevoie pentru a se desăvârși îi este deja dăruit, că tot ceea ce era important pentru el s-a săvârșit, că tot ceea ce trebuia spus s-a spus, toate lecțiile de care avea nevoie s-au dat deja. Nimic nu mai lipsește din cele esențiale. Nimeni nu mă mai poate întrista, nimeni nu mă mai poate tulbura, nimeni nu mă mai poate înfricoșa cu nimic din lumea aceasta. Pentru că Hristos a biruit suferința și moartea și nu numai atât, ci ne-a dăruit nouă această arvună a vieții veșnice în Sfânta Împărtășanie. Nimic nu mă mai poate întoarce sau să mă facă îndoit în ceea ce urmează să fac. Nimic nu îmi poate întuneca sensul sau să mă facă să-mi pierd răbdarea sau speranța sau nădejdea. Dacă nu se întâmplă așa, este pentru faptul că nu avem încă această putere a credinței ca să se poată bucura sufletul nostru de tot ceea ce ni s-a dat. De aceea zilele acestea sunt zile în care putem și se cuvine să reflectăm la toate acestea și să sesizăm dacă inima noastră tresaltă cu adevărat, iar dacă lucrul acesta nu se întâmplă, atunci trebuie să ne întoarcem iarăși la Sfânta Scriptură, la lectura Noului Testament, la rugăciune, la lectura Sfinților Părinți, ca mintea noastră să se hrănească tot mai mult cu aceste înțelesuri și încet, încet să ajungă să fie suficient de puternică, de pătrunzătoare, ca să se bucure cu adevărat de ceea ce îi se oferă. De aceea bine s-a spus când s-a spus că învierea Domnului nu poate fi trăită cu adevărat la aceste zile dacă nu s-au antrenat creștinii întreg anul pentru ea. În fiecare duminică, cu fiecare text, de fapt trebuie să ne antrenăm ca sărbătoarea învierii să fie resimțită la adevărata ei intensitate. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să facem lucrul acesta. Nu doar venind la biserică, ci continuând acasă cu cercetarea cărților și a Evangheliilor și a Sfinților Părinți, pentru că toate acestea se adaugă. Nu avem timp să punem aici în cuvânt tot ceea ce s-a spus despre aceste lucruri, dar dumneavoastră trebuie să faceți împreună cu noi, acasă, fiecare, pentru el acest demers, ca sărbătoarea să fie însoțită de o minte capabilă să înțeleagă și de o inimă capabilă să simtă. Ori acestea, prin multă citire și prin multă rugăciune, se pot face. Și atunci trăim sărbătoarea învierii la cotele ei cele mai înalte, resimțind că este evenimentul care ne schimbă radical întreaga viață. Amin.